Război în Ucraina sâmbătă, 16 aprilie 2022, ora 17:19. Hotnews.ro. Printr-o notă diplomatică, Rusia a avertizat Cehia că nu poate furniza arme de origine sovietică țărilor terțe, fără acordul Moscovei. Protest la Praga contra invaziei comandate de Putin, Twitter. Potrivit ministrului afacerilor externe, Jan Lipavski, Cehia nu va răspunde acestei solicitări. Aceasta este o prostie de fapt și nu există nicio clauză care să interzică acest lucru, a declarat el, Agenției Naționale de Presă. De asemenea, ministrul apărării, Yena Kernova, a declarat că demersul Rusiei este doar o altă încercare de a descuraja țările occidentale să ajute Ucraina. Ministerul Afacerilor Externe a primit o notă în care se presupune că nu avem voie să furnizăm arme de origine sovietică țărilor terțe fără permisiunea Rusiei. Rusia încearcă, în general, să descurajeze țările occidentale să ajute Ucraina prin amenințări, șantaj și răspândirea dezinformării. În acest caz, Moscova susține că, fără acordul Rusiei, Republica Cehă nu trebuie să exporte tehnologie sovietică. Aceasta este o prostie. Doar o altă nebunie și o încercare jenantă, a spus ea. Rusia a avertizat oficial Statele Unite și alte națiuni occidentale în această săptămână că livrarea de arme către Ucraina alimentează conflictul și ar putea avea consecințe imprevizibile.